Robert Louis Stevenson, Comoara din insulă. Partea 1. Bătrânul pirat. Capitolul 2. Câine negru apare și dispare. Puțin după aceea s-a petrecut prima din șirul acela de întâmplări misterioase care ne-au descotorosit în sfârșit de capitan, nu însă, după cum veți vedea, și de alte belele în legătură cu el. Bântuise o iarnă amarnic de friguroasă și de lungă, cu geruri aspre și vânturi haine. Chiar de la începutul ei, am simțit că bietul tata nu va mai apuca primăvara, se stingea văzând cu ochii, iar mama și cu mine, împovărați până peste cap de grijile hanului, nu mai găseam răgaz să vedem ce-i cu locatarul nostru nesuferit. Era într-o dimineață de ianuarie, de vreme de tot, o dimineață cu ger înțepător. Chiciura acoperea golful, valurile parcă lingeau ușurel pietrele de pe țărm, soarele abia răsărit, nu poleia decât crestele colnicelor și strălucea pe fața mării până hăt departe. Capitanul, care se trezise mai devreme ca de obicei, coborâse la țărm cu un tesac ce se legăna sub poalele largi ale vechii sale haine sinilii, cu luneta de alamă sub soară și tricornul dat pe ceafă. Îi văd și acum abrul răsuflării plutind în urmă-i, pe când zorea cu pași zdraveni, iar până să cotească după stânca mare, l-auzeam bombănind mânios foc, de parcă continua să se certe în gând cu doctorul Livesey. Pe scurt, mama se afla sus, la căpătâiul tatii. Eu pregăteam tocmai gustarea pentru capitanul care trebuia să se înapoieze, când deodată ușa se deschise și un om pe care nu-l mai văzusem niciodată intră în sală. Era tras la față și gălbejit, îi lipseau două degete la mâna stângă și cu toate că tesacul îi atârna de șold, nu prea avea înfățișarea bătăioasă. Mă obișnuisem să fiu cu ochii în șapte după marinarii cu un picior sau chiar cu două și mărturisesc că noul venit mă punea în încurcătură. Nu aducea nici pe departe amatelot și cu toate acestea parcă ieșea un miros de mare din făptura lui. L-am întrebat cu ce aș putea să-l servesc. Mi-a răspuns că ar vrea un rom, dar tocmai când mă pregăteam să-i-l aduc, el se așeză pe marginea unei mese și îmi făcu semn să mă apropii. Am rămas locului cu șervetul în mână. Fă-te încoa, băiețaș, mă îmbie el, vino mai aproape. Făcui un pas înainte. Ăsta-i prânzul camaradului meu, Bill? Mă întrebă el, făcându-mi cu ochiul. I-am răspuns că nu-l cunosc pe camaradul său, Bill, și că masa era pregătită pentru cineva care găzduia la noi și căruia îi spuneam capitanul. All right, urmă el, dacă prietenul meu, Bill, vrea să-i se spună capitanul, mă rog, treaba lui. Dar o tăietură pe obraz are, nu-i așa? Și niște apucături belalii de tot, mai ales după ce a tras la măsea. Să zicem că omul tău, capitanul, are o tăietură pe obraz și să mai zicem, dacă mi-e îngădui, că acest obraz e cel drept. E, vezi? Și acum să te întreb încă o dată, camaradul meu Bill este acasă? I-am răspuns că ieșise să se plimbe. Pe unde a luat-o, piciule? Pe unde s-a dus? După ce i-am arătat cu mâna spre stânci, spunându-i că domnul capitan nu va zăbovi mult și după ce i-am mai răspuns la alte câteva întrebări, el zise, a, ce o să se mai bucure că prietenul meu Bill, ca de o băutură o să se bucure. Dar rostind aceste vorbe, fața lui crispată numai plăcere nu arăta și avea motive să cuget că dacă străinul credea cu adevărat ceea ce spusese, apoi fără doar și poate se amăgea. M-am gândit însă că toate astea nu mă privesc pe mine și, la drept vorbind, chiar dacă ar fi fost altminteri, ce puteam face? Străinul se proțăpise lângă ușă de unde pândea cotitura drumului, cum pândește o pisică șoarecele. La un moment dat am ieșit afară, dar el m-a chemat înapoi și cum eu n-am venit chiar atât de repede cât ar fi vrut el, am văzut o cumplită schimbare pe chipul lui palid. Îmi porunci să intru în casă și trânti o sudalmă atât de groaznică încât mă străbătu un fior. M-am întors numai decât și el se purtă ca la început cu mine, jumătate alintător, jumătate glumeț. Bătându-mă pe umăr, îmi spuse că sunt un băiat bun și pe placul lui.
Am și eu un băiat care seamănă ca două picături de apă, e bucuria inimii mele. Ia aminte însă, lucrul cel mai de preț la un copil e ascultarea. Auzi, biciule, ascultarea. Dacă ai fi pe o corabie cu Bill, n-ai aștepta să ți se spună de două ori un lucru, el n-ar îngădui una ca asta și nimeni din acei care au navigat cu el. Hei, dar uite-l și pe prietenul meu Bill. Umblă cu ochianul sub soară, bată-l norocul. Hai să intrăm amândoi în sală, piciule, și să ne ascundem după ușă, ca să-i facem lui Bill o mică surpriză. Bată-l norocul să-l bată. Spunând acestea, străinul mă trase în sală, mă împinse într-un colț, în dărătul ușii, în așa fel încât canatul ei să ne ascundă pe amândoi când s-o deschide. Vă puteți închipui că nu mă mai simțeam deloc bine și că eram foarte neliniștit, ceea ce mă speria și mai rău era că străinul nu părea a fi nici el în apele sale, căci trase puțin sabia de mâner făcând să joace lama în teacă și cât a durat așteptarea, el tot înghițea în sec, de parcă ar fi avut vorba aceea, un nod în gâtlej. În sfârșit, capitanul sosi, trânti cu zgomot ușa în dărătul său, fără să privească nici în stânga, nici în dreapta, și se duse întins spre masă, unde l-aștepta gustarea. Bill, strigă străinul cu un glas pe care îl simțeam că vrea să-l facă îndrăsneț și impunător. Capitanul se răsuci pe călcâie și îl înfruntă. Culoarea rămia feței lui dispăruse și chiar și nasul i se făcuse vânăt. Avea uitătura omului care i-a apărut o stafie sau care l-a întâlnit pe dracul, oriceva și mai rău dacă există. Și jur că eram mâhnit când am văzut că într-o clipită devenise atât de bătrân și de prăpădit. Ei, ce e, Bill? Nu mă mai cunoști? Nu-l recunoști pe vechiul tău tovarăș de corabie? Zise străinul. Câine negru, gemu capitanul gâfâind. Dar cine altul? Reluă celălalt, devenind din ce în ce mai înfipt. Câine negru în carne și oase, venit să-l vadă pe bătrânului camarad Bill, la hanul amiral Benbow. Ehei, Bill, Bill, prin câte am trecut noi doi de când mi-am pierdut cele două degete, continuă el arătând mâna beteagă. Mi-ai dat de urmă, va să zică, răspunse în sfârșit capitanul. Vorbește, ce te-a adus aici? Tot așa ai rămas, îi întoarse câine negru vorba. Totdeauna mergi la țintă, Billy. Stai să-mi aducă băiatul ăsta de ispravă care mi-a căzut cu tronc, romul cerut adineaori și pe urmă o să ne așezăm cu voia dumitale și o să vorbim deschis ca doi vechi prieteni. Când m-am întors cu băutura, ședeau față în față la masa pregătită pentru capitan, câine negru se așezase mai înspre ușă și puțin tel costiș, în așa fel ca să-l supravegheze cu un ochi pe bătrânul său camarad, iar cu celălalt, după câte gândeam eu, ieșirea. Îmi porunci să ies afară și să las ușa larg deschisă, adăugând, pe mine, puștule, nu mă prinde nimeni prin gaura cheii. Auzi tu? I-am lăsat așadar împreună și m-am dus în prăvălie. O bună bucată de vreme, deși trăgeam cu urechea, n-am auzit decât niște șușoteli. Curând însă glasurile începură să se întărească, așa că izbuti să prind câte o vorbă două, cu o sebire în jurături de ale capitanului. Nu, nu, nu și nu. Și cu asta basta, răcni el odată. Și apoi, dacă lucrurile ajung până la spânzurătoare, atunci treangul e pentru toți, auzi? Deodată izbucni o năprasnică explozie de suduieli și alte zgomote, scaunele și masa zburară părăind, urmă un zângănit de oțele, apoi un strigăt de durere și după o clipă, îi văzui pe câine negru rupându-o la fugă cât îl țineau picioarele, hăituit de capitanul furios, amândoi cu săbile în mână, cel din tâi sângerând dintr-o rană la umărul stâng. Din ușă, capitanul repezi asupra fugarului o ultimă lovitură atât de puternică încât cu siguranță l-ar fi spintecat dacă firma cu amiralul Benbow n-ar fi oprit-o și astăzi se mai poate vedea semnul pe marginea ei de jos. Cu lovitura asta s-a încheiat bătălia. Ajuns pe șosea, câine negru, deși rănit, dovedi că iute de picior și cât ai bate din palme, dispăru dincolo de creasta colinei. Capitanul rămase pironit locului, cu ochii țintă la firmă, ca un om cu mintea rătăcită, își trecu apoi de câteva ori mâna peste pleoape și intră în sfârșit în casă. Jim, Rom,
ceru el și pe când vorbea, se clătina puțin tel, proptindu-se cu o mână de perete. Sunteți rănit? Îi strigai. Rom, repetă el, trebuie să o șterg de aici. Rom, rom. Am dat fuga să îi aduc, dar eram atât de tulburat de toate câte s-au petrecut că spărsei un pahar și udai teșgheaua. În vreme ce aranjam în prăvălie, am auzit zgomotul înfundat al unei căderi greoaie pe podeaua sălii și când am ajuns acolo, l-am găsit pe capitan întins cât era de lung pe dușumea. În aceeași clipă, mama, speriată de larma încăierării, coborâ în fugă ca să mă ajute. Îi ridicarăm amândoi capul. Răsufla zgomotos și greu, ținea ochii închiși, iar fața lui avea o culoare groaznică. Vai, sărmana de mine, se tânguia mama, ce pacoste pe capul nostru! Și bietul tău tată, care e bolnav. Deocamdată nu știam ce îngrijiri să-i dăm capitanului, credeam că o fi primit o lovitură mortală în încăierarea cu străinul. Am încercat să-i torn rom în gură, avea însă dinții încleștați și fălcile erau parcă de fier. A fost o mare ușurare când, pe neașteptate, s-a deschis ușa și a intrat doctorul Livesey, care venea să-l vadă pe tata. Vai, doctore, am strigat noi, ce e de făcut? Unde e rănit? Rănit? Nici pomenială, zise doctorul, e tot așa de rănit ca mine sau ca dumneata. A avut o congestie, cum de altfel le-am atras atenția că o să-i se întâmple. Dumneata, doamnă Hawkins, întoarce-te sus la soțul dumitale și dacă se poate nu-i spune nimic de ce s-a petrecut aici. În ce mă privește, îmi voi da toată silința să-i salvez viața acestui ticălos. Jim, adu-mi un lighean. Când m-am întors cu ligheanul, doctorul își sfâșiase capitanului mâneca, dezvelindu-i brațul vânjos. Era tatuat în câteva locuri. Norocul omului, vânt bun. Și Billy Bones este năzdrăvan, scris foarte deslușit și foarte iscusit pe antebraț. Sus, aproape de umăr, era tatuată o spânzurătoare de care atârna un spânzurat. Tatuajul era făcut cu mult meșteșug, după părerea mea. Asta e prorocire, zise doctorul atingând desenul cu degetul, și acum, meștere Billy Bones, dacă ăsta ții numele, o să vedem ce culoare are sângele dumitale. Jim, zise el, ți-e teamă de sânge? Nu, domnule, i-am răspuns. Bine, spuse el, ține ligheanul. Și apucând lanțeta, îi deschise o vână. A trebuit să curgă destul sânge până ce capitanul să deschidă ochii și să privească aiurit în jurul lui. Mai întâi îl recunoscu pe doctor și își încruntă sprâncenele, apoi se uită la mine și păru mai ușurat. Deodată se schimbă la față și, încercând să se ridice, țipă, unde-i câine negru? Nu-i niciun câine negru pe aici, spuse doctorul, afară doar dacă nu ți s-o fi urcat unul pe spinare. Ai băut prea mult rom și te-a lovit de amblaua, așa cum te-am revenit. Cu chiu cu vai și în pofida dorinței mele, te-am tras de picioare din groapă și acum, domnule Bones... Nu mă cheam așa, îl întrerupse el. Nici că-mi pasă, răspunse calm doctorul. Ăsta e numele unui pirat despre care am auzit și zic așa, fiindcă îmi place să fiu scurt. Uite ce-ți spun, un pahar de rom n-are să te ucidă, dar dacă mai bei unul, ai să vrei să bei încă unul și încă unul și mă prind pe peruca mea că dacă nu te lași cât mai repede de băutură, ai să mori. Pricep ce spun? Ai să mori și ai să te duci acolo unde ți-e locul, cum scrie în Biblie. Hai, fă o sforțare să te ridici, de data asta am să te ajut să te urci în pat. Cu mare greutate izbutirăm să-l suim pe scară și să-l întindem pe pat. Capul îi căzu pe pernă ca și când ar fi leșinat. Acum ține minte ce-ți spun, reluă doctorul. Eu mi-ușurez cugetul. Pentru dumneata, cuvântul rom înseamnă moarte. Și zicând acestea, doctorul mă luă de braț și ieși ca să se ducă la tata. Nici o grijă, îmi spuse îndată ce am închis ușa. I-am luat destul sânge ca să-l fac să stea liniștit câtva timp. Va trebui să stea o săptămână culcat. Ăsta e cel mai bun lucru pentru el și pentru voi. Dar încă un atac ca ăsta îl curăță sigur.